Reprezentanții Consiliului Județean Argeș nu au putut ajunge la o înțelegere cu moștenitorii. Vila Florica reprezintă un monument de istorie, un obiectiv cultural, un obiectiv istoric de importanță deosebită atât pentru județ cât și pentru România. Aici s-au scris file de istorie, aici s-a construit și s-a gândit România modernă. Ce sumă au cerut moștenitorii? Sumele sunt confidențiale. Dar negocierile încă o dată nu s-au purtat direct și concret pe aceste sume pentru că existau semne de întrebare cu privire la inventarul vilei. Suma cerută de proprietari este una infimă în comparație cu valoarea istorică. Aici, spre exemplu, s-a redactat declarația de independență, dar s-a redactat totodată și una dintre constituții. A fost o casă extrem de importantă. Ion Brătianu este cel care transformă în 1858 o casă care exista deja pe proprietate. O casă alcătuită atunci din 4 camere și o pivniță. Ion Brătianu o transformă mai apoi în 1858, cum vă spuneam, într-o casă cu parter, etaj și o terasă deschisă. O casă în care s-au luat decizii importante și vorbim de Ion Brătianu, numai războiul de independență, da? În timpul vieții sale, mai apoi Ionel Brătianu, care în această casă a gândit mișcările din primul război mondial, neutralitatea și apoi intrarea în război. Suma pe care statul ar trebui să o plătească ar putea fi recuperată în câțiva ani numai din introducerea imobilului în circuitul turistic.